Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Dacă sunt în Germania, asta nu înseamnă că trebuie să vă caut și să vă filmez doar mașini nemțești. Am decis să vă filmez o Kia, adică o coreană, care este destul de populară atât în România, cât și în centrul și vestul Europei. Este vorba despre Kia Sportage. Eu zic că este un competitor direct pentru Ford Kuga, pentru Tiguan și pentru, nu știu, mai sunt mașini din clasa ei. Asta mi-a venit acum în minte. Mașina de față este echipată cu aceste faruri cu xenon, LED ca și lumini de zi. Putem observa spălătorul de faruri. Aici avem puțin lacul sărit. Na, până la urmă nu este o mașină nouă, este una SH. Această grilă glossy e un fel de piano black, da, arată interesant. Celălalt far de asemenea este într-o stare bună, nu necesită niciun polish momentan, probabil dacă o cumpărați acum, anul viitor, ar fi indicat să-l polișați. Celălalt spălător, avem și proiectoare, plus senzor de parcare. Pe lateral putem observa că mașina este un 4x4. Jantele arată destul de interesant, mereu mi-a plăcut aceste jante de la coreeni. Asiaticii mereu au avut un design interesant. Jantele sunt pe R18, 235 pe 55. Discurile au o mică buză, deci nu necesită înlocuire. Nu pot să văd plăcuțele, dar cred că și plăcuțele sunt ok. Anvelopele sunt de la Firestone, sunt de vară, mai merg două sezoane, fără nicio problemă. Îmi place această protecție de plastic, care practic este peste tot. Mai ales cum este în România, șosele pline de pietre, o să vă ajute să nu vă sară vopseaua. Așa arată din lateral. Chiar interesantă această mașină. Să mergem și în spate. Să vedem cum arată. Destul de bine. Ia să vedem această evacuare. Da, este fake. Senzor de parcare. Acești ochi de pisică. Avem și cameră pentru un marșalier. Stopurile nu sunt aburite, crăpate, sunt într-o stare bună. Geamurile sunt frumurii din fabrică, dar nu sunt în totalitate. Au o tentă, nu știu, undeva la 30-40%. Plafonul este panoramic. Ia să vă arăt eu de la distanță. Este destul de murdar, nicio problemă, se spală. Linia mașinii este la locul ei. Ia uitați. Am vorbit cu vânzătorul și mi-a spus că mecanic se prezintă foarte bine. Să încercăm să vedem linia și pe partea cealaltă, dar este ok. Optic nu are mari probleme, doar aici am observat lacul puțin sărit. Dar cum am zis, este o mașină la mâna a doua. Nu putem avea pretenții de o mașină impecabilă. Nu se vede nicio diferență de culoare. Deci aici avem capota, aici aripa. Haideți să observăm, să facem o diferență și între capotă și spoiler. Da, aici avem o luminizare mai ridicată, aici este puțin mai scăzută. La prima impresie, ai crede că spoilerul este mai închis. Dar vă garantez că e aceeași culoare. Nu cred că are elemente revopsite. Chiar o să-mi cumpăr un tester de vopsea. Să-l punem pe fiecare mașină în parte și să vedem. Dar din câte știu, nici din fabrică, mașinile nu vin cu aceeași grosime, același strat de vopsea peste tot.
Aici avem inscripția, Sportage. Este destul de înaltă această mașină. Este puțin mai înaltă decât Ford Kuga, care este competitorul direct. Să vedem ce avem la interior. Full piele. Frână de mână clasică, o cutie automată în 6 rapoarte. Navigație. Observ că avem și Bluetooth, sistemul audio este de la Infiniti, se aude destul de ok, am observat că și pe Hyundai avem acest sistem. Avem auxiliar jack de 3.5 plus USB. Comenzi pe volan. Sunt arhi cunoscute aceste volane de la asiatici că sunt pline de butoane și aici observăm destul de multe butoane. Pielea de pe volan este ok. Și pe ușa. Da, nu se vede pe cameră, dar vă zic eu, este ok. Oglinzile nu sunt heliomate. Avem senzor de ploaie, observat aici. Și să aruncăm o privire și pe anunțul vânzătorului. Deci, Kia Sportage, motor de 2 litri CRDI, 4x4, este în anul 2014 cu doar 154.000 de kilometri. Diesel, bineînțeles, care dezvoltă 184 de cai putere. Ciuful este valabil până în luna 6, anul 2023. Mașina este Euro 5. Și prețul, bineînțeles, 13.900. Ce părere aveți despre această mașină? Ați renunțat la cunoscutul brand Volkswagen sau Ford ca să vă cumpărați o Kia? Eu țin să cred că o astfel de Kia este mai fiabilă decât un Tiguan de la Volkswagen. Nu bag mâna în foc, dar am eu un feeling că este mai ok, mai fiabilă. Dacă vreți să cumpărați această mașină, puteți să mă contactați sau puteți să-l contactați direct pe vânzător. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un like, un share și un subscribe. Dacă nu v-a plăcut, să-mi dați un dislike. Eu sunt John, până data viitoare, v-am salutat. Ciao, ciao!